Se zice la țară unde s-a născut veșnicia, dragul meu unde am venit și cu cine m-am întâlnit. Și am să încerc să vă port mulțumesc. Într-o lume de poveste, cui fac povești? Toate poveștile noastre încetă a fost odată pe niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. Înțelegem că toate acestea s-au întâmplat cu ele. Și ce mai frumos? Că plopul cumva făcea pere și răchita mișunele. Adică, imposibil nu va exista? Foarte interesant. Și mai vreau ceva, ceva și mai interesant. Că ușii se băteau în coadă. Măi să fie! Dar dacă e vorba de vremuri, când astrologii vorbim, ursa mare stătea spate în spate cu ursa mică. Amândouă și pe ușă. Și mai aflăm de zmeul care fura fetele și le ducea în tărâmul lui. De ce fura fetele? Pentru că fetele pierdeau care drumul lor, destinul lor. Și le duceau. Și l-au dus în alt râm. Și același zmeu furios, înainte să ajungă acasă, își trimitea buzdugan. Și acel buzdugan s-a așezat în cui. Și soția nu știa că urmează să sosească la zmeu. Nu cumva este vorba despre gândul omului care îl trimite, pe care îl trimite acasă, înainte ca el să întâlnă. Și mai aflăm despre o lume a tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Adică eram cândva nemuritori. Posibil că da, posibil că am uitat. Și în aceeași lume de pasă au trăit fericiți până la adânci bătrânețe, adică întotdeauna. Binele și deasupra, astăzi. Mai crede, măi, că blocul face pere și răchita mișunelui și că urși se mai bat în coade. Câți dintre noi mai credem acest lucru? Eu chiar cred. Ce-am păstrat în tradiție, în alegerea partenerului potrivit, du-te înainte să faci pasul în casa partenerului tău și vezi, apropo, Marius, ce comportament au părinții și s-ar putea că și tu vei avea parte de aceeași viață și de aceleași relații ale părinților din casa partenerului tău. Cât de important este că atunci când pruncul este în pântecele mamei, să avem gânduri frumoase, luminoase, să ne conjurăm de iubire, de armonie, pentru ca el să se nască un om prunc minunat, armonios. Ce înseamnă clar? Ca mijloc de solidaritate, armonizare, împărțire, tot ceea ce înseamnă împreună. A sentimentului că noi toți una suntem. Și șezătorii sublime, șezătorii care lumea cânta și lucra, lucra și cânta și ironiza, satiriza obiceiurile prostești, obiceiurile altora. Cu luna secevișului care cel mai harnic în sat prin acea răsplată simbolică din roadele pământului. Și mai era acel moment al rugăciunii, al conexiunii între Dumnezeul tău interior și cel Creator. Moment de unică apariție. Ora satului în care își împreunau mâinile și încingeau dansul și ritmul din absolut formidabile și în care în acel armonie și în acel cerc se armonizau energiile și plecau de acolo pentru o săptămână minunată. Dansurile tradiționale, dansurile fetelor, dansul fetelor de la pâlna sau trihama pentru femei, dansul călușarul, dans rituale formidabil, hora care reunea bărbații și femeile la un loc, tradițiile păstrate, atât în porțile maramureșene, straile noastre, cât și în obiectele de uscasă și mai aflăm mesaje în cântece.
fix la locul 2, nu a fost un cuvânt ușor, sau drumul lung pe el, mă duc capătului, mai ajung. Care e acel capătoare? De ce nu ajung? Probabil sunt în eternitate. Haideți ca împreună să folosim tot ceea ce am primit din basme, tradiții de la moș de moș, să folosim acea putere minunată a gândului, acel gând minunat să învrednicim în vorbă. Și vorba s-o punem în faptă. Și în loc de final, am îndrăznit să pun niște versuri. Dar dincolo de aceste versuri și mesajul acestor versuri, înainte de toate, eu cred în tine, în frumusețea ta. Pentru că prezența ta aici mă vrednicește să cred că s-a meritat efortul și că mai este o speranță. Și pentru prezența ta aici dă-mi voie ca eu să fiu spectatorul care te aplaudă.